Actualul sistem electoral nu a confirmat, susține deputatul Mirel Taloș. Liberalul acuză sistemul uninominal promovat de Traian Băsescu, fostul președinte al României, care ar fi scăzut calitatea parlamentarilor și ar fi încurajat coruperea acestora. Partidul Liberal Reformator va susține o reformă electorală. Este nevoie de schimbarea acestui sistem uninominal promovat de Traian Băsescu, care n-a avut decât consecințe negative. A scăzut calitatea Parlamentului, calitatea parlamentarilor și a crescut corupția politică, pentru că campaniile electorale în sistemul uninominal sunt mult mai scumpe decât cele în sistemul vechi de listă. În acest sens, Partidul Liberal Reformator susține un sistem de vot de listă proporțional, respectiv cel care a funcționat în România până la alegerile parlamentare din 2004 inclusiv.